Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit și la mulți ani, dragi telespectatori a 7 TV. Începem, sper în forță, cu un tonus favorabil seria de emisiuni Sport News pe anul 2020, cu speranța că vă regăsim sănătoși, voioși, bucuroși și cu poftă de viață, așa cum v-am observat pe dumneavoastră ca telespectatori și interlocutori ai mei în anul 2019. Și cum o emisiune specială chiar se cere a fi una inedită, originală, m-am gândit să aduc în studio la 7 TV un vechi prieten, colaborator din Cretacic, cum îi place lui să se exprime în zona online. Este vorba de un chinez ca tot românul. N-am greșit supratitlul emisiunii, Cristian China Birta. Este un blogger iubitor de sport, foarte influent din câte se spune și spune, cu modestia irecunoscută pe care o veți putea remarca și dumneavoastră în dialog, care a acceptat fără rezerve invitația mea de a veni la 7 TV. Acum, înainte de a-i da cuvântul, știu că introducerile mele sunt cam lungi, am să spun eu câteva cuvinte despre relația pe care am avut-o și hai să nu folosim numai timpul trecut, o am cu Cristian China Birta, care practic m-a relansat în presa sportivă. Da, așa s-a întâmplat. Odată era de mult, cred că sunt 7-8 ani, nu? Mai mult. Mai mult. Când bătrână, ai început să uiți. Am început să uiți să-mi albească și mie părul. 2008-2009. Ia uzi, 10 ani. În urmă cu 10 ani era un site, sportlocal.ro, care mie mi-a oferit șansa de a reveni în presa sportivă după anumite experiențe profesionale, n-aș spune neapărat nefericite, într-o altă zonă. Și grație Sport Local și lui Cristian China Birta, care și atunci era tot șef, ca și acum, am reușit să revin în presa sportivă. Dacă n-ar fi fost el, poate că nu eram la această masă de discuție. La mulți ani, la chinezule! Mulți ani. Deci eu-s vinovat, exact, eu-s vinovat. El este vinovatul. Iar-s vinovat de ceva. Unde mă duc eu, trebuie să fiu vinovat de ceva. V-ați dat seama că e blogger, pentru că vorbește mult, îi vin ideile rapid, se hiperventilează, să zicem așa. Hai să le spunem câteva idei despre tine, despre carieră, despre viață, despre familie, celor care acum se uită la noi și care nu te cunosc așa cum te cunosc eu. Cristian China Birta are microfonul a 7 TV. Hai noroc, ca să zic așa. Băi, da, din ce în ce mai mult, că mă cheamă lumea în emisiuni și așa cum ești tu, ne cunoaștem de o grămadă de vreme. Deși începe, tu ai început să ca pensionare, mă, ca la table, ca la șah, în parc, știi? Bă, tu ții minte de atunci. Și cumva e și mișto, știi? Că bătrânețea vine așa, cu anumită înțelepciune și cu anumită detașare. Te uiți așa la lume, bă, pauperilor, bă, știi? E mai frumos. Da, pe de altă parte, începe, simți că începe să-ți vadă planetara, știi? Să fundă jigliorul, carburatorul nu mai funcționează cum trebuie. Da, numai că, ce să zic despre mine, de 15 ani fac marketing digital într-un fel sau altul. Am blog de 11 ani, am scris peste 13.000 de articole pe blogul ăla. Păi când scrii 13.000 de articole, ultimul idiot să fii. Și tot să leagă ceva de tine, știi? Corect, după 13.000 de articole. În momentul ăsta am o agenție digitală cu 20 de tovarăși. Facem tot ce înseamnă promovare pe digital. Foarte multe de zis. Dar asta este cea pe partea profesională, căci tu știi că amândoi suntem pe felia asta. Eu, de fapt, tatăl copiilor mei și soțul lui șefa. A doamna sufletului meu, cum ar veni. Trei copii acasă, minunați, o nevastă senzațională, un câine și de 2 săptămâni avem și o pisică. Deci o familie extinsă. Luată de pe stradă din Bistrița, că asta nu are rost să povestim, deci așa ca orice om, ca orice om. Foarte frumos. Da. Deci familia este... Și mega fan de rugby, după cum știi, și de sport în general, dar rugby rămâne aici la mine, la curason. Hai să discutăm, pentru că noi avem tematică sportivă la emisiune și, bineînțeles, vom mai aluneca un pic de la subiectele principale, dar să începem măcar cu sportul și să încercăm să transmitem, așa cum tu ai făcut-o de ani de zile, publicului, consumator de mesaje de ale noastre, ce înseamnă sportul, care este valoarea lui socială, ce importanță are sportul într-o lume, uite, convulsionată de tot felul de frământări, de conflicte, de multe și multe alte lucruri care nu sunt neapărat pozitive. Ce înseamnă sportul pentru tine și de ce în acțiunile tale de blogging, de campanii, nu ocolești niciodată sportul sau îl folosești deseori, mai bine zis? Măi, mă știu ce m-am gândit la un moment dat la faza asta. Bă, dar că, dacă te uiți așa, să zici că vine un extraterestru, știi? Și noi ne uităm la un meci de rugby. Că nu zic de fotbal, că meci de rugby, ne uităm la el. Și vine extraterestru și se uită și zice, dacă ar raporta el la nava superioară, așa la ea, zice... Bă,
ăștia pământeni, ăștia se uită la niște unii care se împing, se lovesc, umblă după o bășică, deci foarte confuz ar fi extraterestrul ăla. De o formă nedefinită. Nedefinită, n-am înțeles care-i treaba, dar ideea că ei stau, beau bere, se îngrașă și aia să... N-am înțeles nimic. Că dacă stai să te uiți așa din perspectivă, cam aia în general cu sportul. Da, dar după aia stai să te uiți așa un pic în istoria noastră ca oameni. Deci, o trebuie să mâncăm, să facem copii, să supraviețuim, să bem apă și într-un fel sau altul, întotdeauna am făcut o formă de sport. O formă de competiție, o formă de hai să ne jucăm de ceva, unii câștigă, ceva de genul. Ceilalți se pregătesc să fie mai buni până la concursul următor. De unde deducem cum ar veni, că na, cât de cât, ăsta face parte din noi, cumva din ADN-ul nostru. Un fel de a fi competitiv, un fel de a fi competitiv câțiva dintre noi și alții să se uite la noi. Să știi că e prima dată. E așa de basic treaba cu sportul. E prima dată când aud definită atât de clar și niște cuvinte atât de simple, ideea de sport. O trebuie să răspund și eu unui intelectual. Băi, ești nebun, de ce ți-o zmat în pizza aia care aleargă după bășică, știi? Și ziceam, tam un pic, nu știam ce să-i zic. Și atunci trebuie să studiez un pic problema. Și în esență, cam aia e. Știi? Există, apropo de asta, de fotbal, Michael Critchley, un filozof, a scris o carte, Faza cu fotbalul. Așa se numește cartea. Băi, deci adorabil cum vrea să explice din punct de vedere filozofic de ce noi tâmpiții ne uităm la alt tâmpiți. Bine, a făcut-o și Albert Camus altă dată. Corect, și ăla, altă... Heidegger altă era piesă, super... nu? Heidegger, Schrödinger erau super mari fan de fotbal, adică super greuceni, știi? Dar ăla filozofează pe tema admirabil, oricum nu te convinge. Da, așa de frumos, apropo de ce înseamnă nu te sportul convinge. Noi. Nu te convinge. Camil Petrescu, dacă tot intrăm în zona de filozofie, Camil Petrescu, după ce a venit de pe front, sub locotenent, rănit de două ori, cu lagăr făcut prin Ungaria și prin Boemia de atunci, a scris Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, după care, ușor consacrat, a devenit patron de ziar de fotbal. Iată. 7 numere a durat, dar a fost. Nu știu asta, ce fotbal tare. Păi de-aia ai venit în emisiune ca să afli. Asta vreau să zic, știi? Nu-i numai galeria ultrașii care au treabă cu sportul, suntem long tail-ul ăla, marea masă de oameni care mai citim o carte, mai vedem un film, mai mergem cu copiii în parc, dar ne uităm și la sport, consumăm sport. Dar tot așa, știi ce au zis Radu Costașu și Andrei Pleșu? Andrei Pleșu, mare, nu dai să mai intelectual, chestii și mecherii, se zice, băi, Radule, ce câștig eu, mă, dacă mă uit la fotbalul ăsta al vostru? La care Costașu zice, băi, nu știu ce câștigi, dar habar n-ai ce pierzi. Corect. Foarte tare asta, corect, foarte, foarte corect. Tare. La fel, super greuceni unii dintre ei, măi, ne place, ne place. Ca să nu intrăm, că sportul ăsta nu e numai fotbal, cum greșit să înțelege, și nici numai sporturile astea pe care le vedem noi mainstream. Ca să... Ai curling-ul, la care eu mă uit cu o plăcere extraordinară. Și nu aia numai. Aia e, din punct de vedere așa sociologic, antropologic, psihologic, dacă vrei, e altă tâmpenie. Îs unii... Cu o mătură pe gheață. Cu o mătură fac așa pe gheață și dau drumul la un bolovan. Să ajungă într-un loc. Bombule bun. Și tu te uiți și zici... Sau snucărul. Niște tâmpiți dau cu o creangă într-o bilă ca să ajungă într-o gaură. Băi, tati, ce-i prostia asta? Nu e nicio prostie. Pentru că dacă pui din perspectivă umană, ne place să vedem lucrurile astea. Ne relaxează. Ne face să fim parte din competiție. Celebru Coloseu Roman. Cu luptele de gladiatori, tot aia era. Competiții sportive, urâtie, măcel, nasoleală, nu discutăm. Dar tot aia era. Fel de competiție sportivă. Și fotbalul nu, de practicat unde... la Roman, la Fiorentini, care apoi a fost părintele rugby-ului. De unde nu știm noi că peste 100 de ani o să interzică fotbalul american? Că e prea dur pentru standardele viitorilor oameni. Da. De unde să știm? Ne uităm la cum evoluția rugby-ului, ca regulament. Păi dacă nu s-a schimbat acum, dacă s-ar trezi cei care au jucat pentru ea rugby, s-ar uita la ăștia, pe ce cu balerinii ăștia? Atât de mult s-a schimbat și cumva e normal să fie protejați jucătorii și să nu mai fie violență. Hai să mai facem o trecere dintre asta între epoci. Pentru că, de curând, poate știi, poate nu știi, dacă nu știi, afli acum, la ultima adunare generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York... Am lăsat așa deștept cu podeastea, zi tu, hai că te ascult. Da, bun, spun eu atunci, tu mă asculți acum, da? Deci, la ultima adunare generală a ONU s-a semnat rezoluția armistițiului olimpic, alături de Comitetul Olimpic Internațional, desigur. Ce înseamnă acest lucru? Că în 2020, an în care, cu voia lui Dumnezeu, am intrat... Cu 7 zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice, intră în vigoare armistițiul olimpic care impune încetarea oricărui conflict militar pe Terra.
Iar acest armistițiu olimpic iese din vigoare sau îi expiră valabilitatea după ce se termină jocurile paralimpice, o săptămână după festivitatea de închidere a jocurilor paralimpice care sunt în septembrie. Se termină undeva în prima decada lui septembrie. Deci, între 17 iulie și 10 septembrie, dau așa ca dată că nu știu precis când se termină paralimpicele, ar trebui să avem pace totală în lume. E un concept foarte vechi, antic, pentru că știi și tu, corect. De asta sunt convins, absolut, da. Între cetățile elene, în vremea antică, încetau, cu mici excepții, războaiele pe vremea jocurilor olimpice. Da. Uite ce înseamnă, exact ce spuneai tu, ADN-ul sportiv al oamenilor și ce înseamnă sportul ca mesager al păcii. Da, cum influențează totul. Dar să-i trimită mail la Trump. Ăștia cu... Știi, să nu mai dea cu bombardica în alte părți, că ne trezim cu alte alea. Nu, da. Dar cum tu, nu, ca om, pare foarte ca om tare, de sport. Nu știam de asta. Ce? Păi da, mă, asta zic, dar nu e numai de sport. Adică, în momentul ăsta, jocurile olimpice sunt un pretext de a ne, de a ne uita... Au fost întotdeauna. Exact, de a ne uita un pic în perspectivă și zice, stai, mă, un pic, nu sunt numai toți tâmpiți care alergăm și ne dăm ștafete. Și aia, extraterestru, aleargă unul după altul să dea o bucată de ceva. Adică, ia, nu numai asta e sportul. Dacă le pui toate în context și imaginează-ți, uite-te că vorbim despre ce înseamnă la fenomene ciudate la nivel planetar cu sportul, care nu e numai sport. Campionatul mondial de fotbal feminin, care pe audiențe, anul trecut, ne uitam șocați. Adică meci care au avut 50 de milioane de spectatori, de telespectatori, 50 de milioane pe fotbal feminin și ai zice la fel, privit așa noi ca băieții, ce e bă și cu fetele astea? Bă, nu mai vorbim așa, pentru că în momentul când aleg 50 de milioane din lumea, de oameni din lumea asta să se uite la un meci de fotbal feminin, înseamnă că e o valoare pentru ei acolo. Corect. Și atunci, tu dacă te mai ești ghiolban. Nu există alte explicații. Tu trebuie să stai un pic să te gândești, ok, nu-ți place ție, cum nu, eu nu m-am putut la tenis, mă, omule. Am făcut eforturi disperate. Mă plictisesc după două game. Dar asta nu înseamnă că nu respecti. Dar asta nu înseamnă că respect și că ideea majorității sau zic, bă, gogule, uitați-vă, preferințele celorlalți. Eu mă uit în altă parte, nu. Asta e extraordinar ce se întâmplă. Și acum imaginează-ți tu fenomenul ăsta de fotbal feminin care o să crească și la noi, că după succesul ăsta clar se întâmplă niște lucruri, care ce înseamnă? Multe fete aduse înspre sport. Cumva chiar schimbări de carieră, oameni care trebuie să gestioneze echipe, să facă cluburi, să facă campionate, o întreagă industrie, de ce nu? Jurnaliști, o întreagă nebunie în jurul lor, care, încă o dată, ne uităm la mari jucători și zicem, ăla e el singur. Păi, ăla are familie, are impresar, mulți dintre ei, are o echipă, are masă, e o întreagă nebunie acolo. Deci nu numai ăia care ne uităm două ore la fotbal și aia. Eu să știi că am încercat să dau o explicație socio-integrativă cumva asupra succesului pe care l-a avut în ultima vreme handbalul feminin în comparație cu cel masculin. Nu e vorba doar de ultimii 10 ani, ci de ultimii vreo 30 de ani, așa. În perioada comunistă, în care și tu ai fost școlar, știi bine că... Și am jucat și handbal. Ai jucat și handbal, dar poate la tine a fost una dintre excepții. Ce spunea profesorul de sport la ora de sport, de educație era fizică? Era în Baia Mare, mă, atunci, cum inaugurul, cum să nu joci handbal atunci? Era... Corect, era altceva. Dar cel puțin pe la noi, prin zona de sud, băieții poftiți la fotbal, fetele poftiți la handbal. Fetele, corect. Handbalul era considerat un sport mai adaptabil fetelor în comparație cu băieții care jucau fotbal. Așa era cel puțin pe la noi și am auzit destul de multe păreri de acest gen. Da. Bă, știu că nu e bine. Handbalul e mult mai dur decât fotbalul când îl joci, dar lumea nu știe asta. Ideea este că mulți de prin zona asta, de dincoace de Carpați, foloseau această, hai să zicem, strategie de împărțire a claselor, ca fiecare să aibă un fel de competiție în cumva egalizată din logic. Punct de vedere fizic. Are logic, da. Și de aia poate că mai multe fete s-au îndreptat către handbal, mai multe fete au performat în handbal. Uite-te la zona Harghita Covasna, ce se întâmplă cu handbalul feminin acolo. Întotdeauna au fost echipe foarte puternice. Iar băieții s-au dus către fotbal. E o explicație. Culmea, deși venea după anii 70-80, când România avea 3-4 titluri mondiale la handbal masculin. Dar asta a fost. Și ciudat. Fotbal feminin, abia acum, după Revoluție, a început să se dezvolte în România. Ești probabil de acord cu acest lucru. Da. Numai că e în orice creștere a unui ecosistem, sau există fluctuații. Există tot felul de teorie. La fotbalul feminin, ce am văzut eu, că nu că-s fan sau ceva, dar pur și simplu m-a șocat creșterea asta bruscă. E teoria aia crosei de gol, știi? Și pleacă dintr-o dată. Cred că așa a fost cu fotbalul feminin. Și dintr-o dată a explodat. Că o explozie ce s-a întâmplat. Sigur că americanii au intrat pe fir, au început să scoate bugete, dar oricum nu se explică.
Dar nu se explică, nordicii. Nu se explică în integralitate, că degeaba bagi bani, cum ar fi să inventăm noi acum un sport, să mergem la americani, să ne zicem, dă-ne 50 de milioane de euro, să, de dolari, să promovăm sportul ăsta. Păi ea zice, ia, dar n-ai putea face, că n-ai avea bază, n-ar avea pe ce să crească, ar face așa un foc n-ai de paie. N-ai avea consumatorul, în primul face rând. Un foc de paie, au zis lumea de trilibigiri, cum zicem noi la sportul ăla, dar atât. Baza de fotbal feminin exista. Sănătoasă, organic, crescută și dintr-o dată a explodat. Mi se pare foarte tare. Da. Foarte tare mi se pare. Deci, uite, de ce spuneam că sportul pentru tine este cumva în atenție, chiar dacă nu toate campaniile pe care le durulezi au sport în mijloc. Nu, dar ba, chiar aș zice că sportul rămâne așa la nivel de pasiune și când le facem cross, e grozav, că se întâmplă, dar nu, nu prea ce campanii pe sport, că sportul e așa, cine are vreo echipă bani să facă ceva? Are vreo federație bani să facă ceva? Poate au, dar nu. Are un sponsor care... Deci, tu știi foarte bine cum să dau banii la asta. Ia, mă, ia, mă. Și că suntem prieteni. Că suntem prieteni. E foarte... Eu acum o să încerc, dar e foarte, foarte greu să integrez cumva în comunicarea brandurilor care sponsorizează echipe sportive, să facem ceva mai larg, să facă parte din... Dar le zice, lasă-mă că i-am dat acum niște bani, hai să facem noi altceva. Ia zice, facem pe partea aia. Și eu încercam, zic, bă, stai un pic, că și că asta cu ei, mișto cu sportul, că sponsorizat. Lasă-mă că i-am dat lui Frist ceva bani. Așa fac multe. Da. Așa fac multe. E adevărat. Da. Uite, aș mai vrea, pentru că tu ai așa o cultură de viață destul foarte de bogată. Da. Da. Așa, da, și modest, după cum se observă. În Marea Britanie ai văzut că oamenii care provin dintr-un sătuc, orășel, rămân atașați de echipa lor din localitate până la adânci bătrâneți. Taliban. Chiar dacă Liverpool e campioană, Manchester United câștigă Liga Europa și așa mai departe. Cum explici acest fenomen al atașamentului față de comunitatea de origine, care la noi nu prea există? Sau există într-un procent foarte mic? Auzi, trebuie, în orice chestie trebuie să pornească de undeva. Ai, luăm așa, să naște copilul într-o comunitate din Cugir, nevastă mea din Cugir, da. Să naște copilul metalurgistul Cugir, care nu mai se numește așa, dar în fine, ori da. Făcut arena frumos, elegant, aici vreau să ajung. Deci să naște copilul, crește frumos și a venit o vârstă în care începe să fie deschis la chestiile astea, cu sportul, cu așa. Și când ești mic, dacă te-ai dus la 2-3 ani tatăl pe stadion, îți rămâne în cap ceva. Dacă cazul vede meu. Pe tatăl cum aleargă pe maică, dacă dă cu badminton, îți rămâne ceva în cap. Deci de acolo începe basic-ul. Dacă părinții și cei în jurul tău nu fac asta, n-ai cum să fii expus. Corect. Dacă n-ai la cea echipă să mergi pe un stadion decent, n-ai cum să fii expus. Și uite așa tot treci. Și ne uităm la englezi, care de mici se expuși în dragi, inclusiv la ce înseamnă fenomenul Premier League, că contează și asta. Da. Să fie expus la conceptul de fotbal de înaltă performanță, de sport de înaltă performanță. Știi? Și atunci e expus așa, vede echipa aia, o dată, de două ori, de trei ori, începe să fie și îți intră în ADN. Nu mai ai cum să o scoți de acolo. Păi de la noi ce să faci? Dacă am ajuns la 15 ani și poate să înființează o echipă, stă 6 luni, dispare, la ce? De ce? Trebuie să-mi dai ceva de care să mă ancorez. Adică de care să mă leg. Aia trebuie să fie o ancoră. Echipa e acolo. De când s-a înființat? 1897. Ah. Deci în 1897, generații întregi de copii s-au dus la stadionul ăla, i-au văzut pe părinți făcând aia, discutând nervoși că au pierdut, că ce transferul. Ah, din 1897. Păi și la noi stă o echipă 6 luni și după aia pleacă și... Se schimbă denumirea, se trebuie schimbă să-mi dai de ce conducerea. De ce să mă lipesc? Mi-a povestit un prieten la un moment dat, s-a găsit un job în Anglia, undeva, în ceva, să toc ceva, nu știu ce. Și... În prima zi, mă, ajunge la birou, în prima zi. S-au ridicat doi flăcăi așa, bine ai venit, zice, bun, în orașul ăsta sunt două echipe. Steaua, Dinamo, zice. Alege. Cu care ești? Nu, că eu nu cu fotbal. Trebuie să fii. Cu asta sau cu asta? Și ăla s-a uitat așa, păi cu asta. Jumate birou, dai și el arăță, păi. Și după aia înțeles că acolo te duci la fotbal, dar vii cu familia. Meri înainte la pub, dai și tu 2.50 ca să te încălzești, că poate e fric, stai la meci și după aia te duci, ba la un barbecue, ba la... E un fenomen, adică acolo e un proiect, nu de două ori cum merem noi. Știi? Un proiect de ăla, cum facem noi la rugby, la Club 16, de exemplu. Știi? Merem dinainte, ce facem, care-i treaba, ne pregătim pentru imn, cântăm imnul, după aia mergem la bere, adică lungim. Uite, e o chestie care face parte din tine. Apropo de Club 16, am uitat să precizez și acest lucru, că ești printre membrii fondatori, dacă nu greșesc, da. Al acestei asociații a suporterilor români de rugby. Auzi, e faza cu cine a fost primul care a venit cu ideea și atunci am convenit de comun acord să zicem așa,
ăia trei care am fost cu ideea că m-ar veni, suntem între primii trei membri fondatori, ca să nu... Da, oricum, acum da. Voiam să părăsesc un pic această senzație de jovialitate pe care o dă dialogul nostru și să spun păi, că... Păi, foarte bine că așa. Mă bucură foarte Putem mult. Putem discuta lucruri foarte serioase și cu tricoul ăsta pe care scrie ce scrie. Nu trebuie la cravată să te strângă gâtul. La finala Cupei României de rugby, disputată pe 30 noiembrie 2019, la Brașov, toată festivitatea a început cu un moment de reculegere în memoria lui Horia Ungur, care știm bine cu toții, am și precizat la momentul când s-a întâmplat tragedia aici, în emisiune la A7, cine a fost el, ce a făcut pentru rugby, pentru cultura rugbistică a noastră Absolut. A tuturor. Și mi-a părut bine că Federația Română de Rugby, un for cu care nu sunt neapărat în cele mai abiabile relații eu, dar asta nu contează. Nici noi în ultima vreme, dar asta nu contează. Exact, da, au luat decizia ca finala să înceapă după intonarea imnului național, cum este normal, cu moment de reculegere pentru băiatul ăsta, care s-a jertfit, practic, pentru rugby. Da, absolut. Știi cum, ne-am dat seama cât de mult, nu că nu știam, și-l apreciam, ziceam, bă, Horia, e șeriful nostru, ești tata nostru, dar îți dai seama cât e de important un om în viața ta. Ce-l pierzi. Da. Așa este. Când a plecat Horia din tot ce făcea pentru rugby, am văzut o prăpastie. A rămas un gol uriaș. Păi, și acum noi ne chinem, uite, și sâmbătă avem o ședință cumva operativă cu ăștia care suntem câțiva, să vedem ce putem face, că ne-am dat seama că omul ăsta era extraordinar. Era sufletul Club 16. Da, și atunci am zis, ok, hai să încercăm. Oricum am schimbat denumirea, se numește Club 16 Horia Ungur în momentul ăsta. Și absolut normal. Ne facem asociație, o să începem să găsim finanțări, că asta, pe zona asta vrem să mergem. Să găsim finanțări pentru tineri, pentru copii și juniori la rugby. Cam asta vrem să facem și o să facem. Păi încet, cu așa, dar... E foarte interesant, da. Pentru că practic se lărgește pe enorm area de competențe. Dacă până acum era vorba corect. De promovare, de o prezentare corectă a fenomenului rugbistic românesc în corelație cu intern și cu internațional. Știi bine, ratarea calificării a fost un dezastru uriaș, nu? Oribil. Acum văd că voi, Club 16 Horia Ungur, cu extensia de denumire atât de meritată, vă duce și către o zonă managerială organizatorică. Da, nu? Adică inclusiv, ca să înțelegi, discutăm... Acum a fost și eu ceva nou de la tine, nu numai tu de la mine. Să angajăm un om, să facem asociație, să angajăm un om care să se ocupe operațional de tot ce sunt. Adică suntem extrem de serioși când vrem să facem niște lucruri, pentru că toți suntem... Păi și adică, cu ce ar trebui să se ocupe Club 16, din cine e format? Adică toți suntem niște oameni care știm cât de ceasă. Cu ce ar trebui să se ocupe acest om de care spui tu? Pentru că poate cine știe, îl găsim prin A7 TV. Să gestioneze tot ce presupune asociații, inclusiv relația contabilă, inclusiv cu sediu. Adică un fel de secretar general. Un fel de secretar de redacție, cum ar veni. Așa, secretar general al unei, care înseamnă inclusiv, noi aducem sponsorul, dar nu mai stau să fac contracte și să fac, tu trebuie să discuți cu federația, să vezi să fie ce deja echipă un are model, nevoie, ce, că eu nu am timp, noi nu avem timp. Să fie adunare generală a Club 16 și așa mai departe. Și o dată pe săptămână poate ne întâlnim, ia zi-mă, cum, ce mai trebuie să faci, ce mai, sau el foarte ne sună, interesant. Zice, vezi, cam aia trebuie dăm voie, să fac. Dăm voie să le spunem tuturor că ne putem... Încă decizia nu e luată, dar spre aia ne îndreptăm, pentru că ne-am dat seama că nu avem. Deci, noi dacă, să facem operațional. Eu mi-au angajamentul că dacă voi vă hotărâți pentru angajarea unui astfel de om, sâmbătă avem... promovăm ceea ce faceți voi prin intermediul A7 TV. Da. Doamne ajută, mulțumim. Așa și poate cine știe, unul dintre telespectatori. Iar zona asta de încurajare și de sprijinire, cum putem, a rugby-ului juvenil, ca să zic așa, dar inclusiv, uite, discutam cu Tincu. Cu Under 20, care au de niște meciuri și nu prea sunt bani și hai să vedem ce putem face. Adică ne ducem până la juniori, ai să faci, trebuie să-i susții. Corect. Pentru că oricum discutați și cu Horia, că pe acolo ar trebui să mergem. Susținem echipa națională, susținem rugby-ul românesc, fără nicio problemă, dar hai să îl susținem nu numai când mergem la meciuri și noi mergem în deplasări. Da, și mai ales că noi sunteți deplasăm. Niște persoane, din punctul meu de vedere, cum vă știu eu pe voi cei din Club 16, sunteți niște persoane realizate profesional, exact, material, exact, sau asta, da. Măcar mulțumite, dacă nu realizate. Da, da, asta e o presiune. Nu veniți la rugby sau există. Nu faceți Club 16 ca să câștigați voi bani. Nu avem nicio treabă. Asta e important. Dimpotrivă, noi, dacă ar fi, că eu ca om de consultanță, ca aia fac în esență, eu vând timpul meu. Da. Dacă ar fi să fac un Excel cu ce fac eu pentru rugby și ce am făcut în decursul timpului pentru rugby, mi-ar da cu virgulă groaznic. Uite, cred groaznic că așa trebuia să te prezint. Da. Unul dintre membrii fondatori ai Club 16, așa trebuia să vii cu imaginea asta în emisiune. Dar e bine, poate și că am ajuns mai târziu la ea, pentru că, uite, e un lucru foarte interesant Toți ne implicăm, că ne place, că voluntari. Plus că e o gașcă foarte faină acolo în Club 16. Avem și tâmbiți, avem să mai și ceartă, nu contează, dar e ca în orice adunătură. Ca în orice adunător și asta înseamnă că e vie. Altfel... Corect.
n-ar fi adevărată dacă ar fi numai toți suntem zen. Și așa, bună ziua, bună ziua. Ce bună ziua? Să înjură, să negociază, să mergem acolo, facem aia. Dă idei. Aia e, ca o chestie vie. Pentru că toți suntem personalități puternice. Adică nu e unul care să zică, da, șeful e ok, niciun șef. Care e șeful? Că fiecare suntem, fiecare pe business-ul lui, pe... avem un statut, o vârstă. Na, dar de aia e fain, de aia e fain. Că în momentul când am reușit să ne armonizăm, sunt câțiva care zic, ok, gata, mergem înainte. Pentru că când zice mergem înainte și facem aia, noi o facem. Că nu suntem copii. Să zicem, hai că ne întâlnim la club de seară, vorbim și uiți să mergi. Nu. Noi avem o anumită vârstă, un anumit statut, o anumită... Noi știm când am zis aia, aia e, că e cuvântul tău. Ca la rugby. Am dat mâna, o rezolvăm. Foarte frumos. Uite, acum iarăși îți lansez o invitație la care cred că nu vei lipsi. Se preconizează că în jurul datei de 23 august 2020 să apară o carte dedicată vieții și carierei lui Ghici. Nu știu, mă. Ghiciu Perca, cei, nu, Răducu Durbac, care s-a născut pe 23 august 1944. Am crezut că, mai luat pe învăluire cu 23 bine, august, am zis că cu comunismul. Știi foarte bine că a murit în 23 decembrie 1989 la Revoluție. Da, eu sunt semnatarul acelei cărți. Am avut delegație Club 16 și de data asta cu depunere de coroane. Da, știu, la comemorarea de la Troiță în decembrie 2019. Și sunt foarte mândru de faptul că eu pot să fac un astfel de produs. Foarte eu tare, în colaborare cu familia, nu eu, că nu foarte sunt eu tare. Bravo, de competent. Inclusiv chestia asta vrem să ne sprijinim, pentru că nu e neapărat că să dăm niște bani, da? Cunoaștem o editură, cunoaștem modalități de promovare, avem spații unde să banii organizăm. Banii sunt, cred, ultima problemă într-o astfel de discuție. Da, frumos, deși sunt și ei importanți. Să nu fim... Sunt și ei importanți, dar masa asta nu o costa, mă? Corect. A venit așa, timpul poc, tău, a căzut aici, tău, opa, ia uite că avem o masă. Ia uite ce studio, din întâmplare, așa a căzut din cer. E foarte important. Numai că trebuie să găsești echilibru. Exact. Facem și bani. Facem și ce ne place. Face și ce ne place. E, când se suprapune la două, faci bani făcând ce-ți place, curat. Numai că de multe ori, nu, oricând, suprapunere totală nu există. Nu, nu, nu. Există așa. Și atunci la intersecția aia, dar cu cât e mai mare intersecția, cu cât e mai bine. Dar e utopic totală... să crezi că se intersectează sau se pliază perfect, se hașurează ambele. Exact. Mie îmi zice multă lume, zice, mamă, ce fain că tu faci ce vrei, n-ai șef. Păi fac ce vreau. Dar fac mai mult decât ăla care are șef. Clienții mei sunt niște minunați pe care i-aș lua acasă să beau bere cu ei. Știi? Ai unii mă enervează, mă spune, că nu e chiar suprapunere. Într-adevăr, fac ce vrea. Până la urmă, antreprenorul ăsta. Și definiția antreprenorului. E omul ăla care alege cât să lucreze, câte ore să lucreze din cele 24 de ore pe care le-a dispoziție. Și adică... de multe ori sunt spre 16 încolo, nu? Dar tu oricum ești un antreprenor aparte, pentru că îți place foarte mult și istoria sportului. Chiar pe blogul tău ai găzduit la un moment dat niște materiale de istoria sportului care vedeam că la un moment dat au mers destul de bine, au prins la publicul cititor. Da, de ce? Da. Pentru că tocmai aduce un parfum dintr-o altă epocă. Lumea trăia altfel în 1930 la campionatul mondial din Uruguay de fotbal, nu-i așa? Da. Iar noi aducem bucățele și spune-ne tu, cam cum se vede istoria sportului prin ochii unui blogger influent, așa cum ești tu. Uite, hai să-ți dau un... Eu am anumită vârstă, am 45 ani. Mult înainte. Deci, Doamne ajută la fel. Super, Doamne ajută la toată lumea. Vă recomand piesa de teatru al lui Vizante, Viziuni, la teatru de comedie. E excelent și are un personaj care asta zice. Super, Doamne ajută la toată lumea. 45 ani. Văd altfel lucrurile. În sociologie și în psihologie se zice schimbarea punctului de referință. Schimbarea punctului de referință înseamnă că, pe scurt, așa, generația mea, a noastră, văd istoria sportului, momentul Uruguay 30 de care ai zis tu, într-un anumit fel, pentru că am avut și niște referințe de la părinții noștri, era altă epocă. Generația asta, copiilor mei, vede cu totul și cu totul altfel momentul ăla. Da, referințele sunt din ce în ce mai slabe. Punctul de referință total. Da. Între 1930, cum e pentru noi, cum murit dinozauri, îți dai seama, deci așa e ceva, o chestie care n-are nicio legătură cu viața, cu realitatea. Adică noi cum învățăm despre Traian și Decebal, așa ar trebui să învețe ei despre 1930 Uruguay. Ori la noi cumva parcă e din vremea noastră. Parcă... Așa e. Așa e. Schimbarea punctului de referință. Apropo de asta, gașca lui fiica mea, 15 ani, 15, 16, 17 ani, cam așa, mijlocia. Și îi văd pe ăștia că încep să râde, iau așa, că încep să râde, bă, dar râdeau cu lacrimi. Și zic, bă, ce, ia ziceți-mă și mie, ce glume, ce, că eu învăț mult de la ei. Melodii, ce citesc, ce, e foarte interesant să-i studiez. Și zice ăsta, zice, fii atent glum, unul dintre băieți, zice, se întâlnesc, vine unul pe stradă și întreabă pe unul. Și zice, nu vă supărați,
caut strada Decebal. La care ăla răspunde, nu mă supăr, căutați-o. Bă, și început iar aia să râdă. Și eu eram, și mă uitam așa la ei. Și zice, cum e super tare gluma, de ce nu râzi, mă întreabă unul dintre ei. Și zic, bă, asta era veche când eram eu ca voi. Era de Revelion la televiziune înainte, am început, nu? Să le, da, am început să le arăt almanahurile. Uite, erau aia, mă, deci râdeau la glume de asta care nouă ni se par reșele suflate, da, de nebunești. Schimbarea punctului de referință, știi? Și eu pe asta m-aș băza foarte tare, doar că ce trebuie să faci? Trebuie să găsești modul în care să vinzi, ca să zicem așa, generație tinere, să fie congruent momentul cu 1930. Ceea ce știu ei. Reacție la ce-a făcut, că n-am voie să dau nume de bancă aici, dar ce-a făcut cu reclama cu rugby. Da. Acum. Da. Exact același lucru. Așa. Când omul s-a dus să ia credit în 1916, sau cât dracu era, de la bancă, ca să poată să merg, să-și ia echipament, să poată să meargă să joace meciul ăla de rugby, știi? Dacă îl împachetezi așa cumva, reușești să le atragi atenția. Tot așa, ca exemplu de ce înseamnă generația, e foarte important să vorbim despre generații. Eu să supără multă lume de vârsta mea când zic, Gogule, ia, noi deja trebuie să începem să fim bunici și să ne gândim din ce în ce mai mult, că lasă-mă că noi cum suntem, lasă celălalt să ne gândim. Să vedem cum îi pregătim, cum le mai dăm niște toluri, niște ceva, ca să fie mai ușor în viață pentru ei. I-am dus, era Alex, care acum are 20 de ani, zătai să fiul tău, da. Mult înainte. Doamne, și de la fel, 8-9 ani avea, 10 maxim. Și l-am dus la Muzeul de Istorie. Era o expoziție cu comunism. Și s-a plictisat ăsta meu de nebunea. Nu știam cum să-i zic, ce să-i zic. Adică era limba străină pentru el, toată faza aia. Mă, și nu reușeam. Zicea, nu prea era de mâncare. Dar nu era. Dar era, ce securitate să explici la copil la 10 ani? Nu știam cum. Bă, și-mi vine idee. Și văd un ziar de la vechi. Scânteia sau ceva. Și răsfăie și găsesc programul TV. Și zic, ia uite, bă, ce program TV aveau ăștia. Și ăsta zic, așa plictisit. Și dă pagina și... Și de unde celelalte, unde nu știu ce. Și am găsit cârligul. Și zic, nu mă, tate, uite să te explic. Deci atât aveam, ha? Băi, din momentul ăla, 3 ore am stat în expoziție. Și aia de ce era așa? Și aia cum era așa? Dar aia deci ce era? Deci a căpătat brusc un alt interes. Da, mă, pentru că ai găsit unghiul de intrare, știi? Da. Dar așa, noi ce facem ca generație? Frate, dracu cu telefoanele voastre, că nu vă uitați, în loc să zic, la ce te uiți? Cum fac eu? De la mijlocie, de fapt de la toți, da. De la mijlocie, acum câțiva ani, am învățat K-pop. Știi ce înseamnă K-pop, mă? Nu. Korean pop. Nici asta deci nu știu. Deci n-ai tu treabă, e o întreagă industrie la nivel mondial, există trupe care vând, pâc, dar deschid O2-ul din Londra sau Arena Națională, nu vin la noi, că n-are rost, că salce stadioane mai mare și pe bani mai mulți. Și în câteva ore vând tot. Un stadion. Deci, BTS, Blackpink, nu ule și tu pe astea. Da. Îmi place muzica aia. Mă, eu sunt cu rock-ul, cu balea, cu zici, înțelegi? Nu-mi place. Dar te duci. Și zice așa, știu, uiți așa un pic, face ochii mari și zice, hă, îți place, tati? Ce vorbești? Un excepțional sunt. Cum îi cheamă? Și, ca să vorbești cu ei. Nu tot îi înjura, că ăștia îi te respinge. Adică ți încearcă să găsești. Că după aia zici, auzi, dar vrei să... Am pățit așa, era ceva, ăștia la BTS, mă. BTS sunt niște băieți, coreeni. Deci e nebunie. Un fel de cum, imaginează cum era Beatles-ul pe vremuri, așa se întâmplă la ei. Să moare, să leșină la aeroport, să blochează circulația. E nebunie. Nu știe mulți de vârsta noastră, nici nu știu cine e BTS-ul. Și așa la un moment dat a făcut un cover după Beatles. Eu am văzut, zic, dar vrei să-ți arăt cine a cântat asta originală? Cum? Ce? Hai! Și am început să-i dau. Și am început să prindă. Și când mi-a venit după vreo câteva luni, zice, bă, tati, dar tu de ce nu mi-ai zis cât e de tare Pink Floyd cu Wish You Were Here? Că era să cade pe scaun. Numai că am făcut cuplarea alăturarea. Și am încercat să înțeleg lumea aia, că suntem lumi diferite. Nu avem ce să... Da, așa este. Da. Diferențele între generații nu vor putea fi atenuate de niciun progres. Le putem explica sportul, dar în primul rând și ce trebuie să facem. Să ne vadă că cât de cât ne interesează, nu o zic pe aia aspirațională cu să ne vadă făcând sport, că suntem câțiva care... Adică eu nu cu sportul, dar să ne vadă că ne interesează, să ne vadă că citim. Am luat cartea Băieții din Barcă. Cu scoți acum de Pilot Books, știi? Da. Cu echipa Statelor Unite, la canotaj. Lucruri minunate. Să te vadă că te interesează. Că altfel dacă îi zici, iubește sportul. Da, mă, că bine, vreau te, eu. Te pup. Da, hai, vorbim. Nu dai să ce să, dacă da, deci, nu te vede făcând. Sportul, până la urmă, e un pe stadion, comun, nu? Exact. Du-l pe stadion. Într-o sală, undeva. Într-o sală, să simte, să vadă. Cum? Că altfel îi zici, țordon să te distrezi. Nu, bun. Hai să ne distrăm. Da. Da, foarte interesant ce spui și cum încerci cumva să transporti sportul dintr-o zonă strict de divertisment într-una de foarte mare importanță
da. Socială, da, nu știu dacă este sociologică. Vede doar divertisment, adică, adică hai să ne imaginăm, joacă Steaua cu Dinamo. Și tu până în momentul ăla tu nu te gândești nimic deloc la meci. Adică ar trebui să fie divertismentul, nu? Adică până în momentul ăla și după aia îți dă reminder, da, hai să mă uit la meci. Te-ai uitat la două ore, în jur, ce fel, nu știu ce, să termina și după aia că atunci nu te mai gândești deloc. Știi? Normal că face parte din tine. În primul rând că de aia vrei să te uiți. Că face parte din tine. Cum să le separe așa? Știi? Adică nu, pentru mine n-are logică. Adică sportul nu e o chestie aia de confeti. E ziua ta, puf, te-am împrășteat cu alea și după aia gata. Că aia nu contează pentru tine. Dar și la aia te-ai gândit un pic că poate ar fi frumos moment. Știi? Sportul trebuie să facă parte din tine. Altfel nu te-ai uitat. Ce rost are să te uiți? Știi? Adică am văzut lumină și am intrat. Uai, ce mișto e curlingul ăsta. Să te întreb un lucru care eu încă nu mi l-am elucidat. Deși am pretenția că sunt consumator de sport. Anul acesta, în 2020, se organizează din nou Copa America. Da. Deși a fost și în 2019. În 5 ani, începând din 2015 încoace, e a patra ediție de Copa America. Noi, europenii, nu suntem atât de mari consumatori ai unui fotbal foarte spectaculos, cel sud-american. Însă, nu știu cine a luat decizia ca toate turneele continentale, de fapt, înțeleg cam cine, toate turneele continentale pentru echipele naționale de fotbal se dispută în aceiași ani. Și Cupa Africii, și Cupa Europei, și Copa America, toate vor fi în 2020, apoi în 2024, 2028 și așa mai departe, în ciclu quaternal. Înțeleg, este vorba de presiunea cluburilor care nu mai vor și în anii impari să... Ca televiziunilor. Nu, și... televiziunile nu cred că sunt atât de interesate aici. Pentru că e destul de complicat. Trăim într-o epocă, gândește... numai Netflix-ul și ce sunt HBO Go și toate alea care se fac... Televiziunile care nu sunt de sport. Exact. Deci, e o presiune foarte mare. Însă, noi acum vom avea în aceeași perioadă Copa America și Campionatul European în vară. Da. Automat, Copa America ne va ieși total din interes. E corect? Și e corect, nu e corect, e ca plouă afară. Ia zi-mă, e corect, de unde zici, plouă, ce vrei să faci? Discuțiile sunt atât de mari în domeniul ăsta și de ce zic eu că televiziunile au un mare interes? Nu cele de sport. Televiziunile au un mare interes, nu care vrea ele. Publicul. Dar te obligă publicul. Și asta se vede cel mai mult față de, apropo de că suntem la o televiziune, audiența analogă, știi? Ratingul ăsta care se face versus ratingul digital. Ratingul digital e măcel acolo. Atât de segmentat și long tail-ul e imens. Și cu niște spike-uri. E fascinant să te uiți la toate lucrurile astea. Și atunci lumea cere. Dar de ce nu le dați Copa America? Uite, n-am voie să zic, operatorul de Telecom care o renunțat la Eurosport. Deci nu vrei să știi câte lume renunță din cauza asta. Apropo de sportul în viața noastră. Da. Păi cum e că mai ai încă 150 de canale? Dacă ți-o dat Eurosportul jos, tu renunți la aia? Da. Dar te uitai? Nu. Păi și atunci care e treaba? Bă, să fii acolo. Că poate m-o uita vreodată. Poate m-o uita. Înțeleg? Adică lumea e extrem de... Și atunci presiunea e imensă din partea multora. Știi? Și atunci, la un moment dat o să găsească o variantă. Uite, cum face World Rugby. Federația Internațională, pentru cei nu știe de rugby. Cu transmisiunile de la competițiile alea mici. Tu ai văzut ce rating au și ce vizualizări fac aia pe Facebook? Și toate meciurile oficiale de rugby sunt transmise. De la Sri Lanka cu Laos, la rugby 7, adică nimeni nu, contra... Nu mai vorbim de cele din Pacific, zero. Fiji și toate celelalte. Ai văzut? Da, deci se uită mii, zeci de mii de oameni se uită la fiecare meci. Pe cum inclusiv rugby feminin. Că dacă începe să întrebăm pe ăștia de la televiziune, ia zi mă la Academica Clinceni cu Hermannstadt. Cu Hermannstadt, cât să uităm la meciul ăla? Că să ne arate World Rugby că se uită la Sri Lanka cu Laos, care înseamnă zero în rugby. Deci, dacă raportat la fotbal, Sri Lanka cu Laos la rugby în 7, ar fi Liga a 12-a de la noi din țară. Există extraordinar de mare interes și atunci o să fie o presiune foarte mare. Și cel mai probabil că marile trusuri de televiziune să înceapă să se controleze cu o prezență extrem de activă pe online. Eurosportul, că vorbeam despre el, ai văzut că a făcut deja asta cu Eurosport Player-ul. Bine, e mai de mult. E mai de mult, dar acum funcționează. Că și asta nu e așa e că... E obligată să funcționeze platforma respectivă. A început să facă niște lucruri interesante acolo. Și mă uitam la ce dau pe rugby, din D2, de exemplu. Divizia a doua divizie franceză. Divizia a doua franceză, că la fel, ce mare rugby. Bă, cum nu? Să uită lumea în draci? Că nu are de altă parte. Și fără comentariu. Deci pune o cameră acolo și aia e. Da, Pro D2 o să știi că este un eșalon foarte, foarte dificil. Deci presiune mare. Că Eurosportul, adică bă, nu făceau ei. Ia stai mă să le dăm la săracii ăștia ceva. Nu. Era o presiune mare din partea. Și o să fie presiune foarte mare. Din punctul ăsta de vedere, a ceea ce presează publicul, care, again, iară discutăm. Nu e numai că sportul e așa pentru el ceva. Presează în sensul că vor să dea bani.
să se uite la sport, nu e numai așa că s-o trezește dimineața, zice, ia mă câți bani am, 100 de lei, ia să-i dau pe sport. Nu, vine de aici, din interior. Ei vor să facă asta, face parte din ei. E un mod de a fi, de a exista pentru fiecare dintre noi, să ne uităm la sport, să ca sportul să facă parte din viața noastră. Ei, mie mi se pare atât de simplu. Zim de oină, că terminăm emisiunea și n-am vorbit de sportul național. Da, de oină, ce să mai zic de oină? Știu că îți plăcea, erai la un moment dat lângă fenomene. Da, știi cum e? Știam că e sport național, nu m-a interesat. Și o trebuie să vină, apropo de tânăra generație, cum vorbim cu sportul, o trebuie să vină, să vii tu cu oina atunci, să vină Nicu, fostul președinte, nu mai știu. Este lui. Și acum, da. Nicolae Dobre, a fost eternul, și emisiune. Eternul președinte de la oina, Nicu, ca să ne familiarizez, să facem niște chestii, niște evenimente, să mă familiarizez. Foarte frumos, altfel. Foarte frumos, exact, să mă familiarizez cu jocurile oina. Ceea ce e foarte fain că există. La fel, eu am rămas surprins când am văzut, nu mai știu ce finală de... Că sunt 5 echipe câte și la noi aici. Acolo pe Arcul de Triumf, apropo de cum să alătură anumite sporturi, am văzut câtă lume a venit să vadă oină. Și transmisă la televizor? Exact, și am zis, na, dar sunt familiile sportivilor. Erau spectatori. Chiar venise lumea la oină. Da. Foarte tare mi se pare. Și asta e fain. Asta e fain. Doar că ce se întâmplă la, apropo de oină, și asta se întâmplă în extraordinar de multe sporturi la noi, din fericire, nu există, hai să zic așa, un cash flow de prezență pe radarul public constant. E așa? Da, e fluctuantă. Și atunci, dacă ne uităm la ce înseamnă promovarea unui sport ca la un business, n-ai cash flow, te pup, l-ai închis. Da. Hai că tu poate nu știi, un proiect pe care l-are Federația Română de Oină este acela de a ajuta la internaționalizare. Și acum parcă este mult mai conturat, deoarece indienii și-au făcut un campionat la care au participat 20 de echipe la New Delhi. Foarte tare asta. Venezuela, ambasada de la București, vrea să facă în 2020 Cupa Simon Bolivar la București. Foarte tare. Ambasada Venezuelei. Bravo. Plus alte țări sau poate intenții. Poate fi o variantă ca strategie pe termen lung, iar revenind în rugby, ca să, când aici e zona noastră de interes, ce-a făcut georgieni. Da. Acum 20 de ani. Acum 20-25 de ani, că și-au trimis toți jucătorii în Franța, dar nu și-au trimis. S-au dus peste francezi. Hai, luați-mi. Și francezii ziceau, lasă-mă, că ăsta nu vezi că e descurs, nu știe juca. Hai, vă rog frumos. Georgienii au avut întotdeauna. Păi da, da, a început așa, au fost. Da. S-au dus peste cluburile francezi și recunosc și francezii. Bă, ce, bă, ne terminau aia și zice, hai să luăm doi speriați de ăștia, să tacă ăștia dracu din gură, că ajutăm și noi. Și uite-te unde sunt georgienii acum. Pentru că i-au trimis dincolo și dintr-o dată a fost altceva. Pentru că aici, câți joacă oină? 400. Poate e mult și așa. Da. Atât as. Duce și în altă parte, unde joacă 2000. Opa, stai, că începe și presiune pe post. Cum era băiatul ăla, nu mai joacă, îți dai seama. Mihai, nu știu cum, am uitat cum îl chema. Capitanul de echipă la oină, cum îl chema atunci? Georgescu, da. Ce să-i faci la ăla? Avea 183 de ani și era cel mai bun. Și este în continuare. Și este în continuare cel mai bun. Ce să-i faci la ăla, mă? Zici tu, ce să-i faci când atâția îs? Îl iei pe ăla și atunci ăla vine și joacă așa. Bine, nu-i minimizezi meritele. Nici nu, clar. Ei, din potrivă, cumva așa, dacă ne gândim așa, ei, cumva așa o mini-tragedie ce s-a întâmplat cu el. Mai mult nimic din urmă. Avut, nu, dacă ar fi avut, dacă era un alt ecosistem sau în altă țară sau pe alt sport, ar fi fost un super vedet, o super vedet pe sportul ăla. Dar aici, la noi, fiind gârla mică, a fost și el mic. Știi? Frumos, gând la mică. Da, băi, mi-aduc aminte pe Ioan Giri Pascu cu Divertisul. Când zicea, păi noi nu avem pușcași marini, noi avem pâriași marini. Că noi nu avem mare, avem mai pâriași în curte, știi? Deci... Da, o discuție cu Cristian Chinabirta nu se încheie niciodată și sunt convins că e doar un început frumos al unor proiecte, uite, care s-au conturat ușor, ușor. Nu prea-mi place să te întreb de planuri pe 2020, pentru că știu că le iei pe toate așa cum vin și le trăiești la moment. Eu am prins comunismul, eu am fost pionierul, deci n-am mai apucat să fiu și eu îmi fac planuri cincinale. Momentan intru în al treilea an din planul meu cincinal cu ceea ce fac la firmă, la agenție. Foarte restul, bine. Da. Ce zici? Ne calificăm la Euro 2020 sau nu? Mă, nu știu. Îți dai seama, deci fiul meu acum, el e student în Londra, dar are un an detașat în Islanda. El joacă în Islanda. Că joacă. Studiază. Trece, studiază în Islanda cu anul ăsta. Și chiar mă gândeam. Te duci la meci? Pe 26 martie? Nu. De ce? Nu mă duc pentru că am zis că nu vreau să asociez treaba asta cu mersul la fiul meu. Așa că mă duc... Altă dată, la Reykjavik. Mă duc la început de februarie, separat. Da.
Păi, mulțumesc frumos pentru prezență, mai mult decât chiar agreabilă. Și sper ca să avem posibilitatea și motivul de a ne mai întâlni oricând la o masă de discuție în fața telespectatorilor A7 TV. Cristi, îți mulțumesc tare mult, am deschis anul cu tine. Bravo pentru ce aici, că sunt total surprins, că nici nu auzisem. De televiziunea asta, aminte aici și văd ce se întâmplă, zic, wow, foarte tare, da. Hai că sunt, nu dăm nume de televiziuni care nu au ce este aici, adică... Da. Atunci, să știi că ușa îți rămâne permanent deschisă pentru orice vei considera că este util să facem împreună. Prieteni, a fost prima ediție a anului 2020 Sport News cu Cristian Chinabirta. Vă mulțumesc, rămânem aproape și vă promit surprize și de aici încolo. Al vostru, Cristi Frisc. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.